Patru versații zilei de astăzi, inclusiv cel care poartă titlul de bunicul de la Neața, Horia Brânciu, este ziua lui astăzi. O fecioară. E în America, da. E pe coasta de est, nu e așa, vreo 7 ore, nu? Diferență da, de... nu ne vede oricum, nu ne urmărește. Da, îl aleargă pe Jeremy de câteva zile, am văzut pe Instagram. Era săracul din Washington, n-am văzut unde e casa albă până acum, că era cu treabă. L-a dus al nostru, i-a arătat frumos, a vorbit cu Donald, cu asta, cu nu știu ce. Între aniversații zilei, căci nu sunt puține astăzi, se află și un tip ce nouă ne dă un vibe foarte bun și o stare excelentă, de profesie actor, doamnelor și domnilor, Claudiu Bleons. Claudiu, bună dimineața! Bună dimineața, vai, m-ai tușat, tușe! Noi de obicei trezim oamenii și îi trimitem la muncă, dar pentru că tu ești o persoană specială, am sunat să spunem în cor și ușor fals, la mulți ani! Parcă sună mai bine de data asta. Da. Vă pup, mulțumesc. Să știi că sunt în pauză de muncă pentru că sunt la Craiova, am repetiții, duminică am premieră și astăzi e ziua noastră liberă, urmează de marți până duminică, avem generale. A, da? E cu treabă. Da, Mihai Măniuciu montează aici aia sau eseu despre demență. Mm-hmm. Deci sunt firesc la vârsta pe care o am, născut în 59, la 59 de ani. Studiez un caz de uitare vechi de când grecii făceau teatru extraordinar și sper să ies sănătos din proiect. Așa se pun dorințele acum, în zi de aniversare, să ies sănătos din proiect. Da, în sensul că să nu se pună, știi, teatru are și el boli profesionale. Că faci boală profesională. Se produce datorită faptului că repeți atâta timp cuvântul și mișcarea, se pune o vibrație în corpul tău, care la un moment dat își spune cuvântul. Mai o cocoașă, mai un genunchi, mai un ficat, să nu spun și testicol. Și toate astea funcționează. Și dau aportul ca tu să fii o ființă care merge în drum spre cimitir cu zâmbetul pe față. Deci, ești o fecioară tipică? Ești organizatul, iată, autoironic un pic? Da, sunt critic, dar mă salvează teatru. Deci am șansa să nebunesc frumos. Da, mi-aduc aminte de tine acum foarte mulți ani, că nu credeam că o să ne cunoaștem vreodată. Erai veșnic regele saltimbancilor la Timișoara într-un festival spectaculos care nu știu dacă se mai ține. Știu că pare clișeistic și banal, dar ce-ți dorești de la anul ăsta? Ce urmează? Sincer, să fiu cu o atitudine... îmi place foarte mult Cezar și câinii, înțelegi? Uh-huh. Nu cred că am depășit nivelul de inteligență al unui patruped, deși sunt biped. Și am văzut că el reușea să aducă, mai ales stăpânii, în situația să-și crească câinele foarte stabil psihologic. Și cred că îmi doresc acest lucru. Cuvântul românesc care vine din latină, aia zice serenitate. Mm-hmm. Să privesc viața cu un zâmbet cald care să vină dinăuntru, chiar dacă pe fața mea arată ca prins în cuie, dar să am o inimă lejeră, indiferent de ce va aduce viața mai departe. Claudiu, mulțumim tare mult că ai intrat în legătură directă cu noi. Deci oamenii te văd. Mulțumesc foarte mult. La Craiova am reținut, da? Da, sunt în Bănie, am premieră pe 2 septembrie la Teatrul Național, regia lui Mihai Măniuțu. Minunat! Oamenii care vor să-l vadă pe Claudiu Bleons știu cu siguranță unde să-l găsească. Mulțumim tare mult, să ai o viață frumoasă! Săptămână frumoasă și vouă, mersi! La mulți ani, Nicolae! Mersi, Răzvan, mersi, Răzvan! Serenitate! Da,